Accident feroviar cu două victime seara trecută în județul Timiș. Un tren a spulberat o mașină în care se aflau două persoane, soț și soție. Fiul celui mai cunoscut procuror din Constanța și-a luat viața chiar cu arma tatălui. Era căsătorit de curând și urma să aibă un copil. Și doi români au fost arestați în Spania pentru o crimă pe care au comis-o în 2014. Puteau scăpa dacă unul dintre ei nu ar fi donat sânge într-o campanie de colectare din Valencia. Irina Gologan vă prezintă Focus. Accident feroviar cu două victime seara trecută în județul Timiș. Un tren a spulberat o mașină la Urseni, un sat de la marginea Timișoarei. Una dintre victime a fost scoasă dintre resturile mașinii de salvatorii militari, iar circulația feroviară spre Lugoj a fost întreruptă timp de aproape două ore. În mașină se aflau două persoane, soț și soție, care se întorceau de la Timișoara și mergeau spre casă. În satul Urseni, la trecerea la nivel cu calea ferată de la intrarea în localitate, șoferul a apăsat pedala de accelerație, sperând că va trece înaintea trenului. Nu a reușit însă, iar mașina a fost lovită în plin și târâtă apoi peste 150 de metri, până în dreptul unui parapet de beton din vecinătatea unui pod. Salvatorii militari care au ajuns la fața locului au fost nevoiți să taie o parte din mașină pentru descarcerarea celor doi soți. A fost extrasă persoana rămasă blocată în interior. A fost o descarcere destul de dificilă, deoarece nu puteam să lucrăm din cauza trenului care a contorsionat mașina și se afla agățată de un parapet. În tren se aflau 60 de călători care au fost druncinați bine de cele două frâne puse de mecanic, una înainte de a izbi mașina și cealaltă când a reușit să oprească în capul de pod. Din fericire, niciun pasager din tren nu a fost rănit. Am zis că ne aruncă de pe șine. Deci vă închipuiți. Încă nu a avut viteză mare, că dacă era viteză mare... Dintr-o dată s-a oprit forțat. S-a oprit trenul forțat, că a oprit în pod. A fost frână, dar nu chiar, adică a fost frână tot, că am ajuns cu picioarele pe scaune. O lovitură puternică, a mers câțiva metri pe linie și asta a fost. Acum bine că a scăpat cu bine. Oamenii care circulă des cu trenul pe ruta Lugoj-Timișoara sunt revoltați și spun că la acea trecere de cale ferată au mai avut loc accidente. De fiecare dată, șoferii au fost vinovați. Trecerea la nivel de cale ferată este prevăzută în acest loc cu crucea Sfântului Andrei și cu indicatorul stop. Cu alte cuvinte, orice șofer este obligat să oprească, să se asigure și de-abia după aceea să traverseze calea ferată. Mai mult, aici vizibilitatea este foarte mare. Trenul poate fi văzut de la o distanță de câteva sute de metri. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Un bărbat în vârstă de 38 de ani dintr-o localitate de lângă Câmpul Lung Muscel a ajuns la spital în stare gravă după ce mașina pe care o conducea a intrat violent într-un stâlp și apoi s-a răsturnat. În urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul se afla sub influența alcoolului și avea permisul suspendat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate, vătămare corporală din culpă și conducere fără drept. Fiul celui mai cunoscut procuror din Constanța și-a luat viața chiar cu arma tatălui. Era căsătorit de curând și urma să aibă un copil. Polițiștii au în calcul toate ipotezele, însă cea mai plauzibilă variantă în acest moment este cea a sinuciderii. Bărbatul în vârstă de 31 de ani locuia cu chirie într-un apartament din Constanța. Dimineață, într-un moment cumpănă, s-a împușcat în cap cu un pistol pe care l-ar fi sustras din casa tatălui său, procuror la parchetul curții de apel Constanța. S-a identificat și o armă, da. Pistol, pistol. Da. Urmează să se efectueze cercetări în continuare pentru lămurirea întregii cauze. Chiar procurorul Teodor Niță a sunat la 112 să anunțe tragicul eveniment. Știa acest lucru pentru că primise mesaj pe telefon de la fiul său că se va sinucide. La fața locului s-au deplasat și două autospeciale SMUR din cadrul ISU Dobrogea al județului Constanța, respectiv un echipaj de prim ajutor, dar și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Anchetatorii au găsit camere de supraveghere montate pe casa scării și au luat legătura cu administratorul de bloc. Fiul procurorului ar fi furat arma tatălui său, a mers în locuința închiriată și a apăsat pe trăgaci. A murit două ore mai târziu, la spital. Bărbatul avea 31 de ani și era executor judecătoresc. Anchetatorii încearcă acum să afle ce l-a determinat pe acesta să-și pună capăt zilelor.
S-au trezit cu o parte din tavan în cap după ce rămășițele unei rachete antigrindin au căzut peste o casă din Valea Călugărească. Detalii imediat la Focus. Momente de panică într-un bloc din Craiova după ce un apartament a luat foc în urma unui scurt circuit la instalația de electricitate. Speriați de fumul gros, mai mulți locatari au părăsit blocul și au sunat la 112. Echipajele de pompieri și polițiști au găsit un bărbat în stop cardiorespirator. Din fericire, acesta a putut fi resuscitat și salvat. La Iași, un bărbat în vârstă de 80 de ani, în locuința căruia a explodat o butelie, nu a mai avut însă șanse. Flăcările s-au extins cu repeziciune în toată casa, care apoi a ars din temelii. La sosirea pompierilor, bătrânul era deja carbonizat. O femeie de 75 de ani din județul Iași a murit din cauza hipotermiei. Aceasta a ajuns la Spitalul Sfântul Spiridon cu hainele ude și având temperatura corpului sub limita supraviețuirii. În plus, era în comă și nu a răspuns la resuscitare, asta a declarat medicul Diana Cimpoeșu, coordonatorul unității de primiri urgențe. Tot în județul Iași, un bărbat care stătea într-o locuință neîncălzită a fost găsit în șoc hipotermic în curte. Acesta a ajuns la timp la spital și a fost salvat. Rămășițele unei rachete antigrindin au căzut peste o casă din comuna Valea Călugărească, din județul Prahova. Bucățile de metal au spart acoperișul, iar o parte dintre ele au căzut în curte. Proprietara casei a reușit să părăsească la timp locuința și a scăpat ca prin minune. Reprezentanții autorității de administrare a sistemului antigrindine spun că ar fi fost vorba despre un accident și că proiectilul făcea parte din programul de stimulare a precipitațiilor, aflat în derulare până la mijlocul lunii decembrie. Nu am văzut absolut nimic, am auzit bubuitura, am intrat și în momentul în care am intrat în casă, a căzut pe casă o bucată din rachetă. A spart acoperișul casei, când am ieșit în curte era o bucată din rachetă. Păgubita se aștepta la o intervenție promptă din partea autorităților. Nici vorbă de așa ceva însă. Tot ea a trebuit să se deplaseze până la sediul autorității antigrindine pentru a da vestea despre incident. La momentul impactului, femeia se afla în casă și cu mama sa, în vârstă de 81 de ani. Am întrebat ce s-a întâmplat. I-am anunțat că mi-a căzut pe casă, mi-a spart acoperișul și am în curte o bucată din ceva. Nu mi-au dat nicio explicație la momentul acela. Reprezentanții autorității de administrare a sistemului antigrindină vorbesc despre o defecțiune tehnică. Ce se întâmplă? După ce racheta funcționează, ea pleacă de pe instalația de lansare. După ce și-a terminat misiunea, pe curba balistică în cădere, la 3000 de metri, se autodistruge. Nu s-a autodistrus în totalitate și a rămas un fragment de 20 de centimetri și a căzut pe un acoperiș. Poliția nu a deschis niciun dosar penal și o îndeamnă pe proprietară să se adreseze instanței pentru despăgubiri. Foc arde rabie în localitatea suceveană Siret. 8 oameni sunt suspecți de infectarea cu acest virus. Vinovate ar fi vulpile din sălbăticie, care seara se plimbă nestingherite prin curțile oamenilor. Boala este una contagioasă atât pentru animale cât și pentru om. Nedescoperită la timp, poate fi fatală. Oamenii care au intrat în contact cu câinii infectați au fost trimiși să-și facă vaccinul antirabic. Primul caz a apărut ca urmare a trimiterii de către un cabinet veterinar din județul Suceava a unei părți din animalul mort către laborator. În urma analizelor de laborator, bineînțeles că s-a confirmat rabia, prin examenele de laborator. Ambii câini nu au fost vaccinați antirabic. Sătenii spun că de vină ar fi vulpile care le vizitează seara curțile și care de multe ori îi mușcă pe câinii din gospodării. Pentru că ajung târziu la medicul veterinar, șansele de supraviețuire ale animalelor sunt mici. Ne-am gândit că a fost căpușă. Ne-am dus la un doctor veterinar și, într-adevăr, a dat tratamentul pentru căpușe, dar după câteva zile ne-am dat seama că câinele nu se face mai bine, dar din contra era mai rău. Și atunci au apărut suspiciunea de rabie. Nu este seară să nu vedem vulpea că trece pe aici. Cel mai probabil a fost de la o vulpe. Acum oamenii se tem atât pentru viața lor, cât și pentru cea a animalelor, pentru că boala este una contagioasă. Cei care au copii se tem să-i mai lase pe stradă. Pe a mea a murit unul. A mușcat vulpe. Nu e
Vine în ogradă, vine cu toți cu câini. Am 9 câini. Am 9, 11 m-am avut. Am vreo nouă, am că vulpile ne dă jos de pe picioare. Sunt tot închis păsările, nu pot să dau drumul la păsări deloc. Ați vaccinat câinii? Anul ăsta nu. Nu, că de unde bani? Deocamdată ne-a ferit de ram. Autoritățile sucevene monitorizează cazurile din Siret și vor lua noi măsuri dacă numărul acestora va crește. În România, peste 65% dintre cancerele pulmonare sunt diagnosticate în stadii avansate, cu metastaze. Din momentul în care apare suspiciunea de boală și până la diagnosticare, pacienții au de parcurs un traseu dificil, presărat, cu multe piedici. Practic, sistemul cere timp unor oameni care nu-l mai au. Totodată, în România nu există un program național de prevenție. Doamna Dorina a aflat că suferă de cancer pulmonar la începutul lui 2020, după o tuse care nu mai trecea. A fost diagnosticată în stadiul 4. Nu știi încotro să te îndrepți. Ce să faci? Unde să te adresezi? M-am avut un mare noroc cu navigatorul. Fata mea a căutat. Până atunci abar n-aveam că există această posibilitate, care a fost ceva, pot să zic, salvator. În România i s-a spus că tumora este inoperabilă, dar cu ajutorul navigatorului oncologic a obținut o a doua opinie de la un spital din Viena. Și am ajuns la un medic, un doctor excepțional, Klepetko, profesorul Klepetko de la Viena. Mi-a spus, când veniți la operație, vă programez. Domnul doctor, dar boala mea este inoperabilă. Și a zis, doamnă, ce vorbiți? Plămânul stâng a fost extirpat și odată cu el și tumora. 2 ani mai târziu își poate strânge în continuare în brațe nepoțelul. România are acces la tratamente moderne cu rată mare de succes, însă numai în cazul cancerelor pulmonare depistate la timp. Vorbim doar despre aproximativ 6% descoperite în stadiile 1 și 2. Cei mai mulți dintre pacienți sunt diagnosticați când deja s-a ajuns la metastaze. La noi în țară, din păcate, sunt mai multe inadvertențe. Pacienții nu au acces la niște metode de diagnostic, cum ar fi metode speciale de bronscopie care să asigure biopsia tumorilor respective, care este esențială în ghidarea tratamentului, metode de radiologie intervențională. Probleme sunt și în privința accesului la computer tomograf. Navigatorii oncologici pot fi ca un far călăuzitor. Cumva suntem cei care cunoaștem care ar trebui să fie circuitul optim al unui pacient cu cancer bronhopulmonar în sistemul medical din România și putem să-l direcționăm către specializările potrivite, astfel încât să putem să reducem timpii de așteptare până la diagnosticare extrem de mult. Un mesaj aveți pentru pacienții care duc această luptă? Să nu dispere. E foarte important. Foarte importantă starea psihică a ta ca pacient. Dar contează foarte mult și sprijinul pe care îl ai de la prieteni, de la familie, familia în primul rând. În cancerul de plămâni, simptomele apar târziu. Tusea persistentă și oboseala sunt două dintre ele. Canapeaua Albă, un proiect transmis live pe Facebook, își propune să ofere mai multă informare medicală celor care au nevoie. Peste 10.000 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie au susținut astăzi examenul de rezidențiat. Concurența este una strânsă. Numărul candidaților este dublu față de locurile scoase la concurs. Cele mai multe disponibile sunt pentru specializarea medicină de familie. Ca să promoveze examenul de rezidențiat și să poată profesa, tinerii trebuie să obțină cel puțin nota 7. După 6 ani de studiu intens, absolvenții de medicină, stomatologie și farmacie au susținut examenul de rezidențiat, cea mai importantă etapă pentru viitoarea lor carieră. Examenul a durat 4 ore, iar candidații au avut de rezolvat 200 de grile. Subiectele de anul acesta, spun tinerii, au fost mai grele față de cele din anii trecuți. Mai grele subiectele față de anul trecut. Mi s-au părut un pic mai complexe, mai complex formulate, mai dificil un pic. Mai greu decât anul trecut. Ce ți-ai dorit să faci? Ce specializare? Reumatologie. Mi se pare foarte interesant. Tratamentul încă este în dezvoltare spre deosebire de alte ramuri și nu e nici foarte stresant. Ca să promoveze examenul de rezidențiat, candidații trebuie să răspundă corect la peste 60% din întrebări. Cine nu obține minim nota 7 poate să încerce anul viitor, însă nu va putea să profeseze. Din păcate, perspectivele pentru acesta sunt destul de reduse, la modul în care
nu prea are unde să lucreze și din punctul meu de vedere asta e o problemă a sistemului, pentru că scoate atâția medici pe care mai târziu nu poate să-i angajeze. Anul acesta s-au înscris la examenul de rezidențiat peste 10.000 de absolvenți. Concurența este una strânsă. Sunt aproximativ 6.000 de locuri și posturi disponibile în spitalele din țară. 4.734 pentru medicină, 621 de locuri la medicină dentară și 511 pentru farmacie. Medicina de familie, medicina internă și de urgență, chirurgie, pediatrie sau boli infecțioase sunt specializările în care este cea mai mare nevoie de doctori. Nu avem specialiști într-un anumit domeniu în foarte multe dintre localitățile țării. N-aș menționa decât medicina de familie, unde există 700 de localități din țară fără medic de familie. La medicina de familie, anul acesta sunt cele mai multe locuri disponibile, peste 300. Ce specializare ați atunci? Medicina de familie. Pe mine mă interesează la Brașov. Acolo aș vrea să mă întorc și sper să fie cu noroc pentru toți. Dacă în anii trecuți asistam la un exod al medicilor, acum vedem că cei mai mulți absolvenți își doresc să rămână în țară. Am fost cu Erasmus în Franța, în practica de vară, acum 2 ani. A fost foarte mișto în afara țării, dar, sincer, sunt mai mult pe ideea să rămân în țară, să ridic medicina la noi aici. Sper că noi, generațiile care urmăm, să aducem un plus și o viziune mai bună. Concursul național pentru rezidențiat s-a desfășurat simultan în 5 centre universitare, la Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. 8 cățeluși au fost salvați de un jandarm din județul Arad. În timp ce patrula, acesta a auzit scâncetele cățeilor. Puii se aflau într-un sac aruncat la marginea drumului printre gunoaie. Erau înfometați și speriați, așa că jandarmul i-a hrănit, iar apoi i-a predat medicului veterinar din localitate. În cele din urmă au ajuns cu bine la adăpostul pentru câini fără stăpân din orașul Pecica, iar acum așteaptă să fie adoptați. Fântâna din centrul Timișoarei, proaspăt renovată cu peste 100.000 de euro, s-a transformat în piscină. Un bărbat, băut bine, a făcut minute bune baie sub privirile a 10 de trecători. A fost scos în cele din urmă din apă de polițiștii locali și predat ambulanței. Fântâna este în centrul unui scandal de când l-a fost prezentată timișorenilor. Bănățenii o asemuiesc fie cu o uriașă oală de lut, fie cu o felie de somon fumé și asta din cauza culorii. El este timișoreanul care a stabilit că fântâna seamănă foarte mult cu o cadă. S-a dezbrăcat sub privirile trecătorilor și a început să se spele, chiar dacă afară erau doar 9 grade. Am avut călduri. Dacă am băut, păi mă fac. Dacă merg și mai beau o răchie, merg acum, că e unul. De seară iară fac baie. Hai. În cele din urmă, doi polițiști locali au reușit să-l convingă să iasă din fântână. Ambulanța l-a preluat și l-a transportat la spital. După câteva ore, bărbatul era din nou în centrul orașului. A venit poliția și salvarea. Dar a fost plin aici de lume. M-a filmat. V-au aplaudat? Păi, m-a și aplaudat, da. Ăsta sunteți noastră. Cine la Unedoara? Eu sunt, da. Uitați, da. Eu sunt, da. Fântâna este subiect intens de discuție pe rețelele de socializare, încă de când a fost prezentată publicului. Fântâna simbol din centrul Timișoarei a fost ridicată în 1957. În anii 60 a apărut în clipul formației Phoenix, Vremuri. În urmă cu două decenii, în anii 80, autoritățile au decis să o refacă. I-au tăiat colțurile și i-au dat această formă rotundă. Acum 2 ani, autoritățile locale au stabilit că ea trebuie renovată. A intrat în șantier, iar vineri a fost din nou prezentată publicului. Reparația a costat 130.000 de euro. Timișorenii, și nu doar ei, sunt revoltați de aspectul fântânii. Majoritatea s-a plâns de culoarea folosită, iar alții de calitatea lucrărilor. Oribilă. Deci chiar îi spuneam soției, făcută de mântuială. Eu sunt timișorean vechi și nu-mi place. Ce nu vă place? Cum arată? Culoarea, bordura asta ce-au făcut-o, nici nu se potrivesc peștii cu... Hai, e o oală de sarmale. Ei au păstrat totuși
centrala, piesa centrală, exact ca și cum ai face o icoană nouă și bagi un galben din ăla auriu. Sute de oameni au protestat într-un oraș din sudul Franței față de o lege care propune interzicerea coridelor. Detalii despre acest protest imediat la Focus. Românii din Spania devin din ce în ce mai puțini. Numai anul acesta este o diferență de 15.000 în minus față de anul trecut. Este un trend început de după marea criză. De la peste 1 milion atunci, cât arătau cifrele oficiale, acum trăiesc în regat 619.000 de conaționali. Și nu criza economică provocată de război este motivul. Românii vor acasă de dor. De la început am zis că venim aici numai pentru o vreme și încă mergem pe această idee, cândva să ne întoarcem acasă. Simona este venită în Spania acum 17 ani. Fetele ei, Sara, Adriana și Miriam, sunt născute acolo. Ca pentru majoritatea celor care au plecat sau doresc să plece din regat, nu există motive financiare. Dimpotrivă. Eu lucrez ca enfermeră și soțul șofer pe camion. Suntem bine, mulțumim Dumnezeu, suntem bine, dar asta lucru, dorința, dorul de acasă. Nu simțim aici Spania acasă. Cuvântul acesta noi nu ne simțim. Mai ales acum că vin sărbătorile, în preajma sărbătorilor ne simțim foarte... Nu simțim căldura de acasă. Anul acesta sunt în Spania cu 15.000 mai puțin români decât anul trecut. Statistica spaniolă subliniază o tendință evidentă. În 2021 au fost mai puțin cu 25.000, iar dacă privim din 2012, când oficial erau 900.000, se vede clar trendul de părăsire a Spaniei. Numărul românilor care au plecat din Spania este mai mare decât cel reieșit din cifrele de mai sus. Să vă explic de ce. Tot statistica spaniolă spune că anul acesta au venit din România să se stabilească în Spania 5.000 de români, anul trecut au fost 22.000 de români, în 2019 25.000, iar în 2012 27.000 de români. Asta înseamnă că numărul real al românilor plecați din Spania numai anul acesta este de 20.000. Cifrele arată că există tendința de venire în Spania, însă cea de plecare este mai mare. Și mai este un fenomen al celor care pleacă și după o perioadă se întorc, dezamăgiți de ce au găsit acasă. Mirela Bondoc este profesoară de limba română în orașul Castellón, unde trăiesc 18.000 de conaționali. Spune că a întâlnit familii care au plecat, însă o parte dintre ele s-au întors. Aceste familii s-au întors după un an sau doi, pentru că n-au putut să se reintegreze nici ei, laboralmente vorbind despre munca lor, nici copiii în școli. Acești copii au nevoie de mult sprijin și emoțional și sprijin intelectual și în școli și cu temele, cu tot o altă mentalitate, să se adapteze la multe, multe niveluri. Castellón are încă una dintre cele mai numeroase comunități de români, însă tot aici se observă cel mai bine tendința de plecare. Acum sunt aproape 20.000, iar înainte de marea criză erau aproape 50.000. Autoritățile știu că este o pierdere. Una persona, en este caso rumana, vuelve a su país de origen. Yo entiendo que es porque ha conseguido lo que quería, ha conseguido poder estar con un nivel adquisitivo, con unas mejoras para su familia. Chiar dacă scade, comunitatea românească rămâne una dintre cele mai numeroase din Spania. Este a doua ca număr după marocani. Doi români au fost arestați în Spania pentru o crimă pe care au comis-o în 2014. Puteau scăpa dacă unul dintre ei nu ar fi donat sânge într-o campanie de colectare din Valencia. De mai bine de 8 ani, polițiștii spanioli încercau să identifice o mostră de ADN găsită pe cadavrul unui bărbat ucis în propria casă, lângă Valencia. Speranța a apărut în momentul în care au identificat același ADN la un jaf dintr-un alt oraș. Apoi, unul dintre cei aflați în cercul restrâns de suspecți, un român întors între timp în țară, a donat sânge voluntar. Confirmarea că el este criminalul a venit după ce au primit rezultatele de la centrul de donare. Comunitatea LGBT este în doliu după ce un bărbat a deschis focul într-un club gay din Colorado. 5 persoane au murit și alte 25 au fost rănite, iar bilanțul ar fi fost și mai sumbru dacă un grup de tineri aflați la petrecere nu ar fi intervenit pentru a-l opri pe atacator. Poliția l-a identificat între timp pe acesta. Bărbatul în vârstă de 22 de ani ar fi fost în vizorul forțelor de ordine din Colorado încă de anul trecut, când ar fi fost în spatele unei amenințări cu bombă. Proprietarii clubului vorbesc despre un atac motivat de homofobie
un diagnostic pe care președintele Joe Biden îl confirmă. În reacția sa de după incident, șeful de la Casa Albă a spus că americanii nu pot și nu trebuie să tolereze ura. Sute de oameni au protestat într-un oraș din sudul Franței în pragul adoptării unei legi prin care coridele ar putea fi interzise. Fanii acestui tip de divertisment au defilat cu pancarde în forma unui cap de taur în încercarea de a apăra ceea ce ei numesc tradiție milenară. Opozanții lor vorbesc în schimb despre un spectacol al cruzimii. Votul decisiv din Parlamentul francez va avea loc joi. Imagini ca acestea sunt des întâlnite în orașele din sudul și vestul Franței. În Bayonne, spre exemplu, coridele au loc în fiecare vară și reprezintă o sursă importantă de venit pentru cei din regiune. On est aficionados, on est aficionados depuis tout petit, c'est une transmission familiale. Et c'est une économie locale qui est très importante. Ça fait partie de notre qualité de vie, donc on défend cette idéologie-là. Activiștii pentru drepturile animalelor nu cred însă că tradiția sau câștigurile materiale pot justifica actele de cruzime împotriva taurilor. Ei își doresc ca prevederea actuală din legea franceză, care consideră coridele o excepție de la abuzul asupra animalelor, să fie înlăturată. C'est un débat de société qui dépasse le choix individuel. Une écrasante majorité de nos concitoyens sont opposés à la corrida, qui consiste à mettre en spectacle la mise à mort d'un taureau. La torture n'est pas un spectacle. Nu ar fi prima oară când luptele cu taurii sunt supuse dezbaterii publice în Franța. În 2012, Curtea Constituțională a stabilit că acestea sunt conforme legii fundamentale, după o tentativă similară de interzicere a lor. Comunitatea Twitter a decis Donald Trump își poate recăpăta contul de pe platformă după ce, în urmă cu aproape 2 ani, îi fusese suspendat pentru instigare la violență. Decizia a fost luată printr-un sondaj organizat chiar de către Elon Musk, la care au participat peste 15 milioane de utilizatori. Rezultatul a fost strâns, puțin sub 52% dintre votanți și îl doresc pe fostul președinte înapoi pe Twitter. Întrebat despre o posibilă revenire, Trump s-a declarat însă neinteresat. A adăugat totuși că îl apreciază pe Musk pentru personalitatea sa și că a avut o colaborare bună cu el în timpul mandatului său la Casa Albă. Agențiile de turism se întrec pentru noaptea dintre ani în destinații cât mai calde, iar prețurile sunt comparabile cu un sejur petrecut în orice stațiune populară din țară. Detalii imediat la Focus. Bucureștiul a intrat în spiritul sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile. Vizitatorii curioși au venit la marea deschidere în ciuda vremii posomorâte. Căsuțele cu bunătăți, caruselul, muzica de sezon și roata panoramică, care e noua atracție a târgului în acest an, i-au atras pe bucureștenii mici și mari. În ciuda ploii, oamenii au fost curioși de noutățile de anul acesta, iar unii au dat și startul cumpărăturilor pentru Crăciun. Super! Excepționale! Complimenti la atmosfera! Deocamdată e foarte interesant, încă nu s-au deschis chiar tot, dar e foarte frumos, foarte plăcut. Cu toate că vremea este puțin cam urâtă, dar să sperăm că va fi ceva frumos până la sfârșit. De-aia s-am și venit să cumpăr ceva, mai ales pentru copii și să ne distrăm. Cele mai aglomerate zone au fost cele cu căsuțele unde se găsesc mâncarea tradițională și obiectele artizanale. Haideți la vin fiert. Vin fiert avem. La un vin fiert turburel, zăibărel de la Oltenia. La un vin care pătează sufletul dacă bei multe pahare, atâta tot. Și te face să spui adevărul acasă la nevastă. Sunt tradiționale, turta dulce, ciocolata, specific Crăciunului, acadelele. Vom avea cele 70 de căsuțe în cadrul târgului, căsuțe de lemn, de unde bucureștenii pot alege o serie de cadouri. Principala atracție de anul acesta este cu siguranță roata panoramică, asemănătoare celei din Londra. Înaltă de 36 de metri, în ea pot urca peste 150 de oameni pentru a admira târgul de sus. Foarte plăcută. Stăm pe aici și putem să vedem de sus bulevardul. Cum e minunată. Cum a fost dumneavoastră? Cum s-a părut? Plăcut. Foarte plăcut. Păcat că plouă. Atât. Cum e priveliștea de acolo de sus? Se vede frumos. Târgul de Crăciun din București va fi deschis până pe 26 decembrie. Evenimentul adună anual peste 1 milion de vizitatori.
Un album foto de Crăciun cu cei dragi, realizat de fotografi profesioniști, reprezintă cea mai frumoasă și cea mai așteptată amintire din perioada sărbătorilor de iarnă. A devenit un trend ca multe familii de români să-și programeze ședințe foto în studiouri înainte de perioada sărbătorilor. O singură ședință foto durează cel puțin 2 ore, presupune mai multe ținute și decoruri și costă între 500 și 1000 de lei. Te uiți la mine? Fix la mine? Bravo, Ana! Un pic capul a plecat? Ok! Moda fotografiilor făcute de profesioniști care te vor încânta și atunci când le vei arăta nepoților a luat amploare în ultimii 10 ani. Deși astăzi aproape oricine are în mână un telefon performant, sunt mulți români care vor fotografii de calitate, astfel că profesioniștii în ale fotografiei propun sezonier ședințe foto speciale. Piciorușele una lângă alta, știi tu, ca prințesele, da? Mă așezăm frumos, stăm cu spatele drept. În orice studio profesionist, decorul este cel care face diferența. Este un decor clasic, în culorile și cromatica clasică de Crăciun, în culorile burgund, auriu și verde. Nu doar decorul este oferit de către fotografi, ci și ținutele pe care le îmbracă doamnele și domnișoarele. Rochiile de epocă sau de petrecere, moderne, împodobite cu paiete sau cristale de tot felul, sunt printre cele mai căutate. Este o rochie care o găsești foarte rar, dar aceasta cu cremă sclipicioasă, foarte frumoasă. Crăciunul este o tradiție pentru noi, să venim în studio și să avem parte de cele mai frumoase amintiri pentru viitor. Albumul de final poate fi predat online, pe disc, pe memory stick sau pe hârtie. Nu există o limită, însă media este undeva la 25-30 de fotografii prelucrate, alese din câteva sute de cadre. Clienții cei mai dificili sunt copiii de 3 ani, spun fotografii. Ai, 3, bă! La 3-4 anișori, deja nu mai stau unde le spunem noi să stea, trebuie să le jucăm puțin mai mult, să-i lăsăm să facă prima dată ce vor, să se adapteze în mediul în care au intrat. La Cluj-Napoca, trendul merge pe decoruri simple și a venit din străinătate. Cadrele sunt simple, fundalurile sunt aceleași, mereu, alb sau negru, iar în cadru aduc un brad stilizat minimalist. Pe lângă decorurile minimaliste, Cami a pregătit și hăinuțe speciale pentru copii. Familiile care vin găsesc aici hăinuțe personalizate, uite, chiar așa, de Crăciun, cu tot felul de căciulițe. Pentru această familie, fotografiile de Crăciun reprezintă un cadou special, mai ales de când au apărut și micuții. Venim în fiecare an cu copiii, ne place să ne amintim cu drag de momentele când ei erau mici și peste an să ne uităm cu drag la fotografiile făcute. Baie în piscină, mini-croazieră pe mare, sesiune de scufundări. Cum ar fi să avem parte de astfel de activități în mijlocul iernii? Nu la noi, evident, dar Mediterana este permanent o oază de relaxare pentru cei care tânjesc după soare chiar și în timpul sărbătorilor de iarnă. Agențiile de turism și-au pregătit ofertele speciale pentru noaptea dintre ani în destinații calde, iar prețurile sunt comparabile cu un sejur petrecut în orice stațiune populară din țară. Malta este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din regiunea mediteraneană și foarte accesibilă pentru români. Există zboruri directe în fiecare săptămână, iar pasionații de călătorii și istorie au ce să descopere. De la capitala Valletta, cu muzee, magazine și cafenele pe care le întâlnești la tot pasul, până la cetăți fortificate și situri arheologice care mai poartă încă urme ale evenimentelor petrecute aici în urmă cu sute de ani. Mdina este considerat unul dintre cele mai fascinante orășele din Malta. Este vechea capitală a țării și impresionează și astăzi prin zidurile medievale, prin energia transmisă de străzile întortocheate, ușile sculptate sau de balcoanele colorate care adesea sunt acoperite de flori. Malta este compusă din 3 insule, așa că plimbările cu barca sunt ceva obișnuit. Iar pe lângă țărmurile dantelate și stâncile spectaculos sculptate de natură, turiștii pot admira și monumente de spiritualitate precum Catedrala Tapinu, unde se spune că se înfăptuiesc miracole, sau Citadela, care oferă o priveliște 360 de grade asupra insulei Gozo. So in Malta we have a whole range of different
activities, museums, experiences which go from the Stone Age, more than 5,000 years old, down to the British period. We have some Roman, we have a lot of knights heritage, we have much Baroque heritage, and that is not only in one place only, but all over the islands, or the islands, Malta and Gozo. Dacă ajungeți în Malta, nu ratați nici portul Marsaș Loc, unde puteți interacționa cu pescarii și încerca gastronomia locală. Micul orășel port este cunoscut pentru piața de pește care se ține în fiecare duminică. Însă nu aceasta este adevărata atracție pentru vizitatori, ci sutele de bărcuțe viu colorate, considerate un simbol al Maltei. Aici se poate veni și iarna, pentru că temperatura în termometre arată 17-18 grade. Clima mediteraneană face din Malta o destinație perfectă pentru vizitare, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru noaptea dintre ani, de exemplu, agențiile vin cu oferte speciale. Un pachet cu 5 nopți de cazare, mic dejun și petrecere de revelion începe de la 599 de euro de persoană. Ajunge autocarul, este autocarele care așteaptă clientul, care se după, bineînțeles, este și revelionul și, bineînțeles, oameni vrea că se distreze și atunci fiecare zi avem excursie și la seara pot distreze la piscine. Exemplu, unde suntem noi aici, este singur hotel care are piscina deschisă 24 ore. Și atunci este un pachet complet, frumos și drăguț. Zborul direct și transferul de la și către aeroport este de asemenea asigurat, precum și asistență turistică în limba română pe toată durata sejurului. Cel mai scump campionat mondial de fotbal din istorie a avut o festivitate de deschidere fastoasă. Cât a costat organizarea turneului final, vă spunem la Focus după publicitate. Trecem acum la vreme. Cu toate informațiile vine, evident, colega mea Roxana Gheorghean. Bună dimineața, Roxana! Ce dimineață! Bună dimineața, Irina! Bun găsit tuturor! Da, astăzi vom mai avea parte de ploi, cel puțin în capitală, dar de mâine scăpăm de ploi și ne vom bucura de vreme frumoasă pentru această perioadă. Revin cu toate detaliile imediat după generic. Dar haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent. Așadar, vor fi precipitații în cea mai mare parte a Europei. Puține sunt zonele care scapă de ploi sau ninsori. Va ploua în vest, sud-vest, partea central-sudestică și local în sud și în centru. În zonele joase vor fi precipitații mixte, iar în nord o să ningă. Valorile termice mai cresc în centru și mai scad în sud-est. La noi în țară, astăzi, vremea va fi împărțită în trei. Rece în zonă în jumătatea de nord a Moldovei, cald în Dobrogea și pe litoral și normală perioadei în restul zonelor. O să ningă la peste 1500 de metri și în jumătatea nordică a Moldovei, trecător în Transilvania și Maramureș vor fi precipitații mixte, iar în rest va ploua. Vântul o să bată mai tare în sudul Olteniei și în Dobrogea, iar maximele se vor încadra între 0 și 16 grade. Mâine, în vest și în sud, temperaturile vor fi mai crescute față de restul zonelor. În zona înaltă a Carpaților meridionali va fi lapoviță și ninsoare, iar în jumătatea de vest, spre seară, va ploua. În restul țării, pe alocuri, o să apară ceață, posibil și burniță. Vântul o să fie activ în sudul Banatului și va avea viteze de 55-70 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. Miercuri se încălzește în aproape toată țara și va fi mai cald decât ar trebui pentru sfârșitul lunii noiembrie. În nordul Moldovei rămâne rece, iar la munte, la altitudini înalte, vântul o să bată cu putere și vor fi precipitații mixte. În restul zonelor va ploua slab, iar temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 19 grade. Noaptea, în zonele joase din sud, est și centru, va fi ceață. În capitală sunt anunțate ploi astăzi, cerul va fi mai mult noros și maxima va atinge, iată, în jur de 11 grade. Mâine nu va mai ploua în timpul zilei, dar va fi ceață dimineața, vremea rămâne închisă și maxima se va situa în jurul valorii de 12 grade. Miercuri mai cresc puțin valorile termice, vor fi în jur de 15 grade și va ploua trecător. La munte astăzi se răcorește, la altitudini mici o să plouă, iar la peste 1500 de metri sunt anunțate ninsori. În Carpații de Curbură s-ar putea
forma polei, iar pe creste vântul o să bată cu putere. La rafală se vor atinge viteze de 55-65 de km pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă în continuare! Doamnelor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Noi ne revedem mâine dimineața la ora 8, dar rămâneți pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. Să aveți o zi excelentă în continuare!